2 Împărați, capitolul 2, cuvântul Domnului care spune astfel. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și-au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisee și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sursă și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte! Carul lui Israel și călărimea lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți. Și-a ridicat mantaua căreia îi deduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căreia îi deduse Ilie drumul și-a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și-a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului când l-au văzut, au zis, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteși. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns, nu-i trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme de el și el a zis, trimiteți-i. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Ierihon, el a zis, nu v-am spus să nu vă duceți. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată, așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindec apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și în acest început de an, harul Domnului să vă fie înmulțit și dumneavoastră și nouă. Îmi cer iertare de întârziere, dar
din cauza problemelor familiale, nu am putut veni mai repede și poate să mă întorc destul de repede. Doresc însă Dumnezeu să ne binecuvânteze și timpul care petrecem aici în fața cuvântului lui Dumnezeu să ne fie un timp folositor. Amin. Nu cumva Dumnezeu să ne vorbească. Dumnezeu să ne vorbească și noi să ținem tot de ale noastre. Cam așa cum facem noi de obicei. Ați observat pe tinerii aceștia. Nu e interesant? Că atunci când Ilie dă drumul la manta și Elisei ia mantaua, o apucă, desparte cu mantaua aceea apele Iordanului și cei 50 de tineri care erau și s-au uitat de la distanță cum avea să fie răpit Ilie, toți acei 50, când au văzut că apele s-au despărțit, au recunoscut și au spus, ce au spus? Duhul lui Ilie, nu? Spune în versetul 15, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Elie a fost privit ca o autoritate. El se știa. Elisei când a strigat după Elie, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui, ce înseamnă asta? Păi Elie era cât o armată, asta înseamnă ce spune Elisei. Vă amintiți că Dumnezeu prin Elie a dăruit izbăviri mari? Prin Elisei după aceea de asemenea în războaie și în alte lucruri, nu intră acum în detalii. Pentru Israel, dacă vă uitați doar în capitolul 1, când acest împărat necredincios, Ahazia, spune că într-o zi a căzut prin zăbrelele odăi, versetul 2, și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli și le-a zis, doi împărați, unul cu doi, duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Domnul îi vorbește lui Ilie și spune, dar îngerul Domnului a zis lui Ilie Tishbitul, scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duce să întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului? De aceea așa vorbește Domnul, nu te vei mai da jos din patul în care te suit, ci vei muri. Și Ilie a plecat. După ce pleacă Ilie, solii se întorc, îi spun lui Ahazia ce a spus cuvântul Domnului, și Ahazia trimite pe o căpetenie cu 50 de soldați să-l prindă pe Ilie. Când ajunge căpetenia aceasta în versetul 9, căpetenia aceasta a suit la Ilie care ședea pe vârful muntelui și a zis, omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, pogoară-te! Ilie a răspuns căpeteniei peste 50, dacă sunt un om al lui Dumnezeu să se coboare foc din cer și să te miște pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și o minune, un lucru incredibil, s-a coborât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. A doua oară trimite împăratul încă o căpetenie, încă 50 de oameni și din nou sunt arși. Abia a treia căpetenie vine înaintea omului lui Dumnezeu, cum trebuie să vină înaintea omului lui Dumnezeu, prin care vorbește Dumnezeu și care este solul lui Dumnezeu, cu smerenie, vine și spune, Domnul meu, să-ți fie scumpă viața mea și viața oștenilor mei. De aceea Elisei strigă, Părinte, Părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Ilie era cât o armată întreagă. Iată însă atunci când prorocii, fiii prorocilor, văd că Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Nu doar că văd, recunosc, exclamă lucrul acesta. Mă gândesc de ce n-or fi înțeles, măi, dacă le-a spus Ilie, Elisei, le-a spus, nu mergeți, că avem noi așa uneori idei tare ciudate. Zice aici, ziceau ei, versetul 16, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. Nu facem noi de multe ori așa. Nu gândim și noi așa. Dacă Dumnezeu, cine știe ce o fi cu viața mea? Cine știe ce o fi cu biserica noastră? Cine știe ce s-o mai întâmpla dacă nu mai fi Dumnezeu cu noi? Păi tot ei au venit și au spus lui Elisei în două, trei rânduri. Știi că Dumnezeu răpește pe stăpânul tău dinaintea ochilor tăi? Știu și eu, dar tăceți. Adică ei văd, recunosc, văd că puterea lui Ilie vine peste Elisei și în momentul în care Elisei le spune, nu-i trimiteți, măi,
noi trimiteți. Ce fac ei? Ascultă, nu? Dar dumneavoastră de câte ori trebuie să vă spună frații câte un lucru până să ascultați? O, Doamne, de câte ori nu ascultă frații din biserică? De câte ori insistă, frate, dar lasă-mă să mă duc. Le-am spus și la ei noștri, mă, nu te duc în cutare loc, că nu-i Duhul Domnului acolo. Frate, dar vreau să mă duc. Și dacă nu-l lași, mere pe ascuns. Și îi spui și îi explici. Îi dai învățătură. Dar el insistă. Oare și dumneavoastră așa insistați? Dacă am insista așa înaintea lui Dumnezeu pentru lucruri folositoare. Dar observați că tinerii ăștia insistă pentru ceva care nu avea niciun sens. Adică ei toți au înțeles că erau fiii prorocilor. Duhul Domnului a descoperit că Dumnezeu răpește pe Elie. Și apoi să vii să zici că cine știe pe unde l-a aruncat Duhul Domnului. Nu-i interesant. Așa este mintea noastră. Așa amestecăm noi lucrurile lui Dumnezeu. De multe ori. Domnul ne descoperă un lucru, ne vorbește ceva și ce să vezi? După ce primim mesajul Domnului și spunem, frate, așa este, Dumnezeu a vorbit prin tine. Te duci acasă și începe în mintea ta să întorci mesajul lui Dumnezeu. Să întorci cuvântul lui Dumnezeu. Și începi să faci scenarii și începi să... Măi, dacă Dumnezeu s-a referit la cutare lucru sau la ce știu eu ce alt lucru. Am stat de vorbă cu persoane cărora Dumnezeu le-a vorbit și după ce Dumnezeu le-a vorbit la unii foarte clar, foarte categoric, au plecat de la biserică și am întrebat pe unii, măi, ai înțeles? Și l-au zis, da, frate, am înțeles. Și eu zic, slavă Domnule. Și peste câteva zile mă întâlnesc și îmi spune, frate, dar să vezi că uite ce am înțeles eu cum... Și când îmi spune ce au zis, ce au înțeles, la seama că nu au înțeles nimic. Au înțeles pe dos. Duhul Domnului le descopere și ei vin apoi. Asta se întâmplă, dragii mei, când lăsăm firea pământească să intre în lucrarea lui Dumnezeu. Fiii prorocilor care au primit din partea lui Dumnezeu mesajul lui Dumnezeu. Un mesaj clar. Ați observat că toți au avut același mesaj. Și cei de la Betel au primit din partea Domnului că Elie va fi răpit. Și cei de la Ierihon, toți. Și totuși, apoi au lăsat firea pământească. De multe ori facem așa, Dumnezeu ne vorbește și lăsăm firea pământească și întoarcem mesajul după cum ne gândim noi și după cum vrem noi. Hai să vă dau un alt exemplu. Ieremia, capitolul 42, dacă nu mă înșel. Vin oamenii aceștia din Israel, rămășița care mai era în țară după ce a fost Nebucadnețar și căpetenile lui au cucerit Ierusalimul, i-au dat foc, l-au distrus, au luat pe cei mai mulți, i-au luat robi. Dar o rămășiță vine la Ieremia. Ieremia a rămas după alegerea lui, împăratul Babilonului, prin căpetenia lui, a dat voie să meargă unde vrea, dacă doriți să aprofundați, citiți Ieremia, capitolul 40. Vin oamenii aceștia, după ce Dumnezeu vorbește prin Ieremia. Așa cuvânt a dat Dumnezeu prin Ieremia, încât toți au știut că Dumnezeu a vorbit și cuvântul Domnului s-a împlinit. Dați o pagină în urmă, dacă mă urmăriți, Ieremia 40, versetul 2. Căpetenia străjerului a trimis să aducă pe Ieremia și a zis, Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spusese și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul lui. De unde știa omul acesta să spună așa ceva? Că el era un păgân. Din prorociile lui Ieremia, că au știut toți. Israelul a știut ce a prorocit Ieremia. Israeliții care au ieșit din cetate pe când era asediată și au fugit și s-au predat împăratului și ei au știut ce a prorocit Ieremia. Și când s-a împlinit, însăși căpetenia Babilonului recunoaște că Dumnezeu a vorbit prin Ieremia. Zedechia și căpeteniile lui Israel care au spus că nu Dumnezeu vorbește prin el, au fost uciși, Zedechia scapă cu viață, dar fiii lui sunt omorâți, căpeteniile toate omorâte. Și cei care au mai rămas vin la Ieremia, după ce Dumnezeu a dovedit fără niciun dubiu
că acela-i cuvântul Domnului. Căpetenile acestea vin la Ieremia și spun așa, Ieremia 42, versetul 1, toate căpetenile oștirii, Iohanan, Iezania, tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare au înaintat. Și au zis prorocul Ieremia, fie bine primită înainte ta rugămintea noastră, frumos cuvânt. Iată ce frumos vine înainte lui Ieremia și ce cuvinte frumoase duc. Mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas. Căci eram mulți, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Dar toate astea Dumnezeu le-a vorbit prin Ieremia. Și ei știau asta. De aceea și vin și îi vorbesc. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Frumoasă rugăciune. Frumoasă cerință. Frumoasă atitudine de smerenie înaintea prorocului lui Dumnezeu. Înaintea omului lui Dumnezeu. Prorocul Ieremia le-a zis, am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut fără să vă ascund ceva tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci ei au zis lui Ieremia, Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce-ți va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui. Măi, ce oameni pocăiți! Ai zice, să ai membri ăștia în biserică, te-ai bucura? Auzi, și ce hotărâri la ei! Încă nu le-a vorbit Domnul, dar ei s-au legat cu jurământ că au cerut și pedeapsa Domnului dacă nu vor asculta. Fie bine, fie rău, versetul 6, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiți. Băi, ăștia știau că dacă ascultă de Domnul, vor fi fericiți. Vă dați seama? Știau! S-a întâmplat cu câteva zile, săptămâni înainte, când au fost nimiciți mare parte și duși în robie. Ca să fim fericiți, ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Ce cuvinte frumoase! Ce atitudine frumoasă! Cam așa venim noi de multe ori înaintea Domnului, când Domnul îngăduie să vină, poate câte un proroc, un vas al Domnului, venim cu hotărâri, Doamne, ascult, mă pocăiesc, sunt gata să fac ce spui Tu. Și când Domnul ne vorbește, iată pe oamenii aceștia, noi ne cercetăm în privința și în lumina cuvântului, dacă am făcut ca și ei sau n-am făcut. După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Interesant. Marele proroc Ieremia are nevoie de 10 zile să vină Domnul să-i vorbească. Dumneavoastră ați observat că sunt proroci la care sunați și imediat vă spun cuvântul Domnului? Ați observat? Practicați lucrurile astea. Dai telefon și dacă prorocul spune, frate, o să mă rog. Tu arzi de nerăbdare, frate, dar când te rogi? Păi când o să mă rog. Și dacă nu te sună într-o oră, sună înapoi, frate, dar n-ai avut nimica. Și dacă zice, nu, încă n-am avut nimica, peste două ori iară sună. Mâine iară sună. Ție trebuie atunci urgent cuvântul Domnului. Până atunci nu te-a interesat nici Biblia, nici Scriptura. Nu te... Dar acum, Domnule, acum trebuie să... Ieremia are nevoie de 10 zile. Eu m-am întrebat, o fi fost Ieremia certat? S-o fi certat cu frații lui, cu cine? De ce 10 zile Dumnezeu nu-i vorbește lui Ieremia? Și noi așa vrem să ne vorbească Domnul. Uite, așa facem din degete și gata să vină prorocia. Dragii mei, cuvântul Domnului, prin vasele lui adevărate, este un cuvânt scump. Și nu-i de multe ori foarte des. Noi am vrea așa să fie tot timpul, să avem așa, să ne tot vorbească Domnul. De ce aurul este prețios? Pentru că este rar. Dar dacă ar fi aurul pe cum sunt pietrele, ar mai fi prețios? Nu. Toți l-ar lua în casă, nu? Și când toți îl au, nu mai are valoare. Apreciați cuvântul Domnului. Nu vă grăbiți înaintea lui Dumnezeu. Nu vă grăbiți să spuneți cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Apreciați cuvântul Domnului și așteptați în răbdare ca Dumnezeu să vă vorbească. Uneori așa ni se trezește nouă conștiința sau inima sau avem câte o dorință, ne sună cineva și zice, măi, dacă vii în Spania îți dau de lucru, dar trebuie să vii până duminică.
Uite, astăzi e marți, dacă vii până duminică, locul e a tău, îți dau de lucru. Ce faci? Întreb pe Domnul, dacă ești pocăit cu adevărat, îl întreb pe Domnul. Și cum întreb pe Domnul? Păi, pe Domnul poți să-l întrebi mai multe feluri. Poți să iei niște zile de post, vreo 10 zile de post, să te rog, să te smerești, să te cercetezi, Doamne, nu cumva să fie mintea mea, Doamne, nu cumva când Tu vei vorbi, să întorc eu cuvântul Tău, mă cercetez, să n-am vreun păcat ascuns, că dacă am un păcat ascuns și Domnul îmi vorbește, s-ar putea să nu-mi vorbească la cauza mea și s-ar putea să, dacă îmi vorbește, să înțeleg pe dos cuvântul Domnului, că inima mea nu-i curată. Dar noi de multe ori mergem la proroc, așa, hai să o spun și pe asta, nu vă supărați. Mergem la proroc ca la ghicitor. Ca la ghicitor. Oare ce mi-o spune Domnul? Hai să văd ce mai zice Domnul. Hai să văd ce mai fi. Ce mai fi anul ăsta, în 2023. Frate, Dumnezeu nu este oracol, nici ghicitor. Când vii înaintea Domnului, smerește-te. Ia-ți un timp, dacă ai nevoie de răspuns de la Dumnezeu, ia-ți un timp de rugăciune, ia-ți un timp de post, ia-ți un timp de smerire. Nu te grăbi înaintea lui Dumnezeu. Dar noi vrem așa imediat Domnul să ne vorbească. Și atunci ar trebui, dacă tu ai, spui până duminică să-mi dai răspuns, ar trebui să iei un timp de rugăciune, de post. Și poate Dumnezeu îți va vorbi într-un vis. Poate Dumnezeu îți va vorbi prin Scriptură. Poate Dumnezeu îți va vorbi prin fratele păstor. Nu știu cum îți va vorbi Dumnezeu. Numai că noi n-avem răbdare. Și atunci ce facem? Ne apucăm să sunăm. Venim la fratele păstor. Fratele păstor, ai numărul unui proroc. O, câți mă întreabă de asta. Frate, dă-mi și mie numărul la un proroc. El nu-i cu viața în regulă, el n-are gând de pocăință, la biserică vine când și când, dar lui trebuie numărul la proroc. Ce vrei să spună prorocul, mă? Ce vrei să spună prorocul? Că e voia Domnului să o iei pe Ileala? Că e voia Domnului să mergi în Austria sau în Spania? Când viața ta nu e în rânduială, dragii mei, noi trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Cuvântul Domnului nu este așa la orice colț. Cuvântul Domnului este aur, este ceva de preț. Și dacă ajungem să-l bagatelizăm, Dumnezeu nu ne va mai vorbi. De aceea prețuiți cuvântul Domnului și să nu venim înaintea Domnului așa ieftin. Venim înaintea Domnului ca și cum la magazin. Hai mă să văd ce mai... Sau cum dau unii care încă n-au renunțat la televizoare, hai să văd mă ce mai la știri, hai să văd ce mai zice și asta. Cuvântul Domnului nu este așa. Au venit la Ieremia și i-au spus și lui Ieremia, Dumnezeu, 9 zile nu-i vorbește Dumnezeu. Vă spun ce? M-am întrebat de ce. Nu știu de ce. Dar Ieremia se roagă în prima zi, se roagă în a doua zi, se roagă în a treia zi și Domnul nu vorbește nimic. A 10-a zi a venit Domnul și i-a vorbit. Versetul 8. Ieremia a chemat pe Iohanan, căpeteniile oștilor care au cu el, pe tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare. Și fac paranteza de care ziceam. Așteaptă dacă chiar ai o cauză și ai sunat și ai nevoie de un răspuns. Așteaptă în răbdare. Da, dar mie îmi trebuie răspunsul în seara asta, că mâine trebuie să plec. Nu așa se face, frații mei. Nu așa se face. De multe ori ne grăbim. Și Domnul s-ar putea să ne lase și ne încurcăm. Să nu luăm cu ușurătate lucrurile lui Dumnezeu. Și haideți tot în paranteza asta să mai spun ceva. Noi distrugem prorocii. Uite, noi distrugem prorocii. Noi, biserica. Atât ai sunăm, atât ai înălțăm, atât, pentru orice chestie sunăm prorocul. Și omul acela ajunge de multe ori, de nu mai știe, nu mai are nici timpul lui cu Dumnezeu. Ajung unii chemați așa de mult, sunați așa de mult, încât ei pierd firul de legătură cu Dumnezeu. Și dacă e cineva cu Dumnezeu vorbește, fii foarte atent. Fii foarte atent că diavolul va încerca să te distrugă. Și am văzut și în zona noastră când Dumnezeu a dat câte un dar, am văzut cât de repede a venit diavolul să distrugă. Noi prețuim mult lucrarea Domnului. Eu iubesc foarte mult lucrarea prorociei. Lucrarea Duhului Sfânt mi-este foarte dragă. Dar ea este scumpă.
ea nu este ieftină. Și nu avem voie să o tratăm așa ieftin. Dacă mergi la piață și iei ceva de 2 lei, aia e ieftin. Dacă iei ceva de 2000 de lei, aia nu mai este ieftin. Noi trebuie să prețuim cuvântul Domnului și să nu distrugem prorocii Domnului, să nu distrugem lucrarea lui Dumnezeu. Să fim atenți, frații mei, amin? Pentru că Dumnezeu, El dorește să ne vorbească, dar am văzut de prea multe ori atâția proroci sunați și chemați și chemați într-o parte și în altă. Noi, o soră, Domnul i-a dat acest dar și m-am bucurat să văd creșterea ei, de asemenea și momente de mai puțin de bucurie și momente de slăbiciune, pentru că toți suntem oameni și alunecăm uneori. Sunt momente când și noi și păstorii avem slăbiciunile noastre, slujitorii, avem slăbiciune, avem nevoie de ajutor. Dar am văzut cum cineva a primit, gata, sună toți. Și am spus, ori auzi, nu mai răspunde. Stai locului că te încurci. Să fim foarte atenți, să nu distrugem lucrarea Domnului. Să fim cu multă înțelepciune. Să ne rugăm pentru oamenii aceștia care Dumnezeu le-a dat un dar, ca darul să fie scump, să fie de preț. Dacă darul este de preț și curat, atunci cine câștigă? Biserica câștigă, nu? Cine se bucură când în biserică este cuvântul lui Dumnezeu autentic? Nu se bucură America, nu? Biserica se bucură în primul rând. Noi ne bucurăm în primul rând de cuvântul Domnului. Eu că aminte, că fratele Hozan scria într-o carte de-a lui, mult timp în urmă, că undeva a fost un cuvânt în zona aceea Sibiului, a fost un cuvânt pentru o biserică, și a spus Domnul, vreau să las un dar prețios în biserica aceasta. Și Domnul cerea poporului rugăciune. Cerea Dumnezeu poporului timp special de rugăciune, de post, ca să pregătească lucrarea Domnului, să stea înaintea Domnului. Dumnezeu să poată vedea dorința poporului. Numai că poporul acela n-a considerat ca un lucru de mare preț ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să le dea. Și nu s-au rugat, așa, dar nu s-au rugat în mod special. Și după un timp a venit Domnul și a spus, pentru că n-ați prețuit darul acesta la una altă parte. Și nu rețin la ce distanță, dar într-o altă localitate, nu foarte departe, Dumnezeu a lăsat un dar autentic de vindecare. Cine s-ar fi bucurat prima dată de darurile vindecărilor în biserică? Nu biserică? Nu frații? Să prețuim lucrarea Domnului. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea daruri în biserică. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lase proroci în biserică. Daruri autentice. Și atunci când cineva primește din partea Domnului, e datoria slujitorilor în primul rând și datoria bisericii să ajute, să crească pe astfel de persoane și datoria noastră să nu îi distrugem. Să nu le punem piedici. Să nu îi înălțăm prea sus. Câte din acestea nu s-au întâmplat în țara noastră. Biserici unde cuvântul Domnului era pe locul 2, dar ce spunea prorocul era mai sfânt ca Biblia. Și mulți s-au încurcat. Mulți s-au încurcat. Nu, Biblia este în primul și în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Și pe lângă Biblie, Dumnezeu ne ajută prin darurile Duhului Sfânt. Spunea, dacă nu mă înșel, cuvântul Domnului, Matei 22:29, sper să nu greșesc, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Adică avem nevoie de amândouă. Avem nevoie de Scriptură, dar avem nevoie și de darurile Duhului Sfânt și de puterea lui Dumnezeu. Care e puterea lui Dumnezeu? Și voi veți primi o putere când? Când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Avem nevoie de Scriptură. Nu avem voie să ne abatem de la Scriptură și avem nevoie de darurile și de puterea Duhului Sfânt și apoi Duhul Sfânt care coboară peste biserică rodește în noi roada Duhului Sfânt. Și aici ai nevoie iarăși de un echilibru. O persoană care primește un dar din partea Domnului, el trebuie încurajat, el trebuie urmărit, trebuie crescut ca să nu fie dezechilibru. Vă imaginați o masă care, de exemplu, are două picioare.
să spunem, două picioare mai late și poate să stea pe două picioare. Dacă un picior e mai sus, mai înalt și celălalt e mai jos, mai așa lung. Dacă nu sunt la aceeași egalitate, cum stă masa aceea? Păi stă înclinată, poți să te servești de ea. Poți să mănânci pe ea. Nu poți să mănânci pe ea. Nu e utilă. Odată cu darurile care vin în viața noastră, Dumnezeu vrea să crească și roada. Pentru că ceea ce dă valoare darului este roada. Adică nu e suficient să fie mâncarea acolo. E important în ce vas este mâncarea, nu-i așa? Cei care stăm la casă și mai avem câte un câine sau o pisică sau avem acasă animale. De exemplu, dacă face mama sau soție, face o ciorbă din aia bună, 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 ciorbă extraordinară, o mâncare bună. Dar se o servește în oala câinelui. Poate că o luat, o spălat, o curățit, dar tu știi că aia câinele, mănânci? Dar ciorba e aceeași. E aceeași ciorbă. Adică o ia din oala aceea mare, bună, și o pune, într-un vas care nu-i de cinste vasul acela. Așa e că nu mănânci. Dar ce are ciorba? Păi ciorba n-are nimic, problema e vasul. Ciorba e bună, dar vasul nu e ok. Deci, dragii mei, Dumnezeu vrea ca pe măsura darului, a mâncării dinăuntru, să fie și vasul. Altfel, oricât de mare ar fi darul, e greu să primești ciorba. Din oala câinelui poți să o frec cu nisip, cu ce vreți dumneavoastră, cu veniș, cu nu știu ce soluții, dar tot nu-ți vine să mănânci. Dar Dumnezeu, ce spunea Domnul Iisus? Hai că am făcut o paranteză mai mare acum, dar spunea Domnul prin Apostolul Pavel, ia să vedem în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului, adică primește cuvântul din partea Domnului sau primește un dar sau primește darurile Duhului Sfânt, ce trebuie să facă? Să se depărăteze de nelegiuire. Dar de ce? De fără de lege. De ce? Pentru că altfel darul nu poate fi apreciat. Un frate povestea, a fost undeva în diaspora, în străinătate, la o biserică, și a venit o soră care i-a spus, frate, am avut ceva din partea Domnului. Când fratele s-a uitat la ea, cu cercei, vopsită, și așa mai departe, i-a zis, soră, mi-e greu să cred că Domnul îmi vorbește prin tine. Dar ea așa puțin, așa revoltată, dar frate, dar Dumnezeu a vorbit și prin măgăriță. Și fratele a zis, e drept. Ea a vorbit lui Balaam prin măgăriță. Du-te, caută pe Balaam și spune lui cuvântul. Nu mi spune mie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu e suficient să fie darul. Vasul e foarte important. Oricât de bun ar fi mâncarea, într-un vas care nu-i de cinste, nu-ți vine să mănânci. Și asta spune Apostolul Pavel aici. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Dar dumneavoastră din care ați vrea să mâncați? Alea de aur și argint sau alea de pământ? Că erau mai de mult și vase în lut care nu erau. Acum tehnologia avansa și se fac tot felul de farfurii frumoase, de porțelan, de ceramică, mai știu câte. Dar așa e că ai prefera să fie la mesele marilor împărați. Au dat și dau și ăștia la, în America, dau mese mari și președintele. Acolo tacâmurile sunt speciale, vasele sunt speciale. De acolo parcă mai ușor mănânci. Dar dacă îți pune o oală de lut și aia puțin crăpată și te gândești, mă, pe unde a fost oala asta înainte? Nu? Da? Deci sunt și vase de cinste, dar sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Ei, dacă vasul este de ocară, chiar darul Duhului Sfânt, servit într-un astfel, spun în ghilimele servit, lucrând într-un astfel de vas, nu poate fi bine primit. Nu poate să te îmbie. Ei, nu merge. Dar poate Dumnezeu să lase
darul lui într-un vas de ocară? În mod normal, nu. Dar dacă a fost un vas de cinste înainte și apoi s-a lăsat amăgit și între timp a devenit un vas de ocară. De aceea, dragii mei, să fim foarte atenți. Darul este foarte important, la fel de importantă este roada, vasul. Deci dacă cineva se curățește de acestea 21, va fi un vas de cinste. Sfințit, și după ce e vas de cinste și sfințit, atunci este, ce urmează acolo? Folositor. Să nu punem folositor înainte de vas de cinste și vas sfințit, că nu merge. Deci este vas, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său și destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne, ajută-ne la aceasta. Darurile sunt importante. De aceea, vasul este la fel de important și este datoria noastră a fraților slujitori în primul rând și a bisericii în al doilea rând să se roage și frații să vegheze ca să fie darul adevărat, mâncarea bună, dar să fie și vasul frumos. Și atunci când ți se pune înainte o ciorbă bună într-un vas de cinste, te bucuri. Mănânci, te saturi și poți să mergi mai departe la lucru, te-ai bucurat de o masă pentru că a fost și mâncarea bună, dar a fost și vasul. Iarăși o mâncare rea, dacă e servită într-un vas de aur, nu poți să mănânci, așa este. Deci trebuie amândouă să fie în cadență. Ca un avion. Avionul nu poate zbura cu o singură aripă. Dar chiar dacă îi se oprește motorul, avionul poate, el nu mai urcă, dar planează și începe să coboare și este pus de către pilot pe un anumit unghi prin care el continuă să zboare, el nu mai poate urca. Dar dacă are amândouă aripile, el poate continua și nu se răstoarnă. Până când ajunge undeva să și trebuie forțat să aterizeze undeva. Așa trebuie să fie viața noastră. Să cunoaștem și Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Să fie puterea lui Dumnezeu în vasul nostru, comoara aceasta, o purtăm în niște vase de lut. Dar cum sunt vasele astea de lut? A, păi nu o fi poate de cea mai bună calitate. Dar este sfințit, este curățit și atunci e folositor. Și atunci ajunge destoinic. Și cine lucrează bine cu ceva micuț, ce face stăpânul? Cine e credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Adică dacă ai fost credincios când a luat stăpânul talentul acela de la omul care n-a lucrat nimica, cui i-a dat? I-a dat celui care a fost credincios. A câștigat 10 talanți, a avut 10 talanți, a câștigat încă 10, stăpânul i-a dat din nou. Și oamenii spun, dar are. Pentru că are, pentru că a lucrat, pentru că a fost cinstit, pentru că s-a pus în slujbă, îi mai dau. Dar de la cel ce n-are, îi se va lua și ceea ce are, sau, spun altă parte, ce îi se pare că are. Dar el cum a fost? N-a primit și el. Frate, dar eu nu sunt așa, eu n-am, zic unii frate, dar eu nu pot să predic așa. Dar nu trebuie să predici așa. Tu trebuie să fii slujitor în lucrul încredințat ție. Nu-i treaba mea să iau locul fratelui păstor. Nici treaba ta nu-i să iei locul fratelui păstor. Treaba ta e să fii credincios în lucrul încredințat ție. Nu puteți să fii toți păstori într-o biserică. Cum ar fi o persoană cu 3 capuri? Un monstru, nu? Și biserica are un singur cap, este Iisus Hristos. Și capul lui Iisus Hristos este Domnul Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Deci fiecare Dumnezeu ne-a încredințat după puterea noastră. Talanți la unul 10, la alții 5, altul 2 poate, la altul 1, depinde. Așadar, să fim atenți și închei paranteza aceasta, nu știu de ce am făcut-o, nu mi-am pus în cap să vorbesc despre lucrurile acestea. Dar, să fim atenți. Pe cine urmărim? Și spun și asta. Este o alergătură astăzi după proroci. Incredibilă. O alergare în cultul penticostal după proroci, după prorocii și după senzațional. De exemplu, a fost pandemia.
Dumneavoastră ați primit prorocii despre vaccin, despre COVID, despre semnul fiare. Ați le-ați primit? Nu așa că au fost multe. Cele mai multe pe lângă. Cele mai multe. Au fost și lucruri care Dumnezeu le-a vorbit clar prin slujitorii Lui. Și așa de repede aplecăm urechea. A venit războiul. Prorocii într-o parte și în alta. Eu știu că Dumnezeu vorbește. Dar nu cred că tot ceea ce se aude e de la Dumnezeu. De aceea Biblia spunea, îi veți cunoaște după roadele lor. Atunci când ai primit o prorocie și o dai mai departe, te-ai interesat prin cine a fost prorocia. Când spui mai departe cu un cuvânt care l-ai auzit printr-un proroc sau printr-un vas al Domnului, te-ai interesat cum sunt roadele celui care au spus. Dar noi primim de multe ori pe WhatsApp, îi dăm acolo forward, îi dăm la toți și se dă toată lista la toți. Umple biserica imediat. De tu, și dacă puneam întrebat, auzi, dar prin cine a fost lucrarea asta? Nu știu, că am primit-o și eu. Dar poți să întrebi pe cel care ți-a trimis-o. Păi nici nu știi. Și când, nici nu mai ai să mergi. Mă, nici mai mergi în spate să cauți. E prea târziu. Nu mai ai să mergi. Să nu fim lezne crezători. Să fim atenți, frații mei. Este o alergătură astăzi. O alergare incredibilă. După senzațional. Cum merg oamenii din nefericire la ghicitori. Să nu cădem în plasa aceasta. Păi, pentru noi primordial să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că dacă ne vom ține tare de cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom iubi și vom prețui lucrarea Duhului Sfânt, Domnul ne va trimite slujitorii Lui. Domnul îți va vorbi când va vrea Domnul să-ți vorbească, El îți va vorbi. Domnul în care oamenii Lui, slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă iubim și prețuim lucrarea Lui, când trebuie, El ne vorbește. Nu odată Dumnezeu ne-a scos, și personal cu familia pot să vă mărturisesc, nu odată Dumnezeu ne-a scos din încurcătură. Fără să alergăm noi, să dăm pe telefoane și nici nu-mi place, nici nu cred că, poate în cazuri extreme, anumite cazuri chiar extreme, dar toată ziua să dăm pe telefoane la proroci. Sau vine nu știu cine la nu știu care biserică, toți fugim acolo. După aia mergem în altă, toți fugim acolo. Nu mai stăm să disecăm, să vedem, să judecăm, mă, e cuvântul Domnului, nu e. Să mai zicem de roadele lor, că unii sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie, îi veți cunoaște după roadele lor. Dar dumneavoastră ce apreciați mai mult? Noi ce apreciem mai mult? Roadele sau senzaționalul? Hai să vă spun eu, senzaționalul. Frate, dar e divorțat, zic. Frate, data ai auzit ce cuvânt o fă prin el. Mă, dar viața lui nu e în regulă. Vasul lui nu e bun. Uite, are probleme, uite așa. Frate, dar când și-a pus mâinile s-a vindecat. Facem exact ca și fiii prorocii ăsta de care citeam. Ca și ei facem. Știm cuvântul Domnului. Știm ce a zis Domnului. Veți cunoaște după roadele lor. Și noi alergăm după daruri. După daruri, imediat să fim acolo. Nu, frații mei, să fim atenți. Să fim atenți pentru că sunt multe învățături astăzi. La noi la biserică, într-una dintre bisericuțele care slujesc, a fost un cuvânt, am pe inimă să-l spun. După momente în care chiar din biserică, o familie, chiar două familii au plecat, și-au deschis acolo în satul acela o altă bisericuță, ceea ce n-a fost un lucru bun și nu trebuia să se întâmple asta. Și acum oamenii s-au împărțit în două. Chiar oamenii din sat se întrebau, unde îi? Aici sau aici? La un moment dat și frații s-au întrebat. Da, scurtez. Într-o seară de stăruință, când ne rugam Domnului și am stat mai mult înaintea Domnului, Domnul ne-a vorbit printr-un vas al Lui, și a spus, poporule, de ce privești spre alte turme? Care vezi cum se înmulțesc, care vezi cum cresc. Și zicea Duhul Sfânt, nu Duhul meu îi înmulțește. Nu Duhul meu îi crește la număr.
Ci sunt diverse metode. Și astăzi sunt metode cât de vrei. Păi poți să vii la adunare, nu, dacă noi mai mustrăm. Nu știu, fratele, cât vă mustră. Nu știu, v-ați mai rărit, poate vă mustra pe careva și unde-o pleca. Mai mustrăm. Eu am mai mustrat, s-au ridicat mulți împotriva mea. Dar sunt biserici unde mergi, nu te mustră nimeni, te ia în brațe. Frate, că vii tu în pantaloni, soră, nu are nimic, dar Domnul nu se uită la asta, Domnul e bun, Domnul ne iubește. Că vii vopsită, cu unghii cât lingura, nu contează, Domnul ne iubește. În America este o biserică, câteva zeci de mii de credincioși acolo, de oameni care merg acolo. Păstorul niciodată nu-i mustră. Niciodată nu vorbește despre păcat. Niciodată. Și au întrebat chiar reporter de la televiziune, una mare prin America, care are canalul ei, de ce nu vorbești niciodată despre păcat? Și el a zis, nu-i trebuie mea să vorbesc despre păcat. Pe mine Domnul nu m-a chemat să vorbesc despre păcat. El nu mai încurajează, nu mai ridică. Dacă ești căzut, Domnul e cu tine. Dacă ai probleme, Domnul te mângâie. Și astfel de oameni sunt iubiți, sunt apreciați. Mergi la biserică, nu spune nimeni nimic. Am văzut într-o biserică, nu știu, o poză, câteva poze. Când vii la biserică, dacă ești cu copii, te întâmpini acolo un hol cineva, o mascotă îmbrăcată într-un ursuleț, zice fratele Rico. Îi dă bomboane la copii. Îi dă bomboane. Ai un punct de cafea. Dacă nu ți-ai bucat cafeaua acasă, te trezi târziu și na, să nu întârzi. Apoi până începe ora de rugăciune, ora de rugăciune nu este acolo, până începe așa, timpul, bea o cafea, n-are nimic. Sau dacă te-ai plictisit în timpul predicii, na, fratele Beni, așa, m-o plictisit. Mă duc și bea o cafea, mă lua somn, bea o cafea, nicio problemă. Și vii la biserică și îți place, te simți bine. Na, asta îmi place. Numai că știți unde merg bisericile astea? Înspre iad merg. Pentru că acolo unde nu-i mustrare, acolo unde nu-i învățătură, acolo unde nu se vorbește despre păcat, despre ceea ce vrea Dumnezeu, acolo nu-i calea vieții. Vă amintiți ce spunea cuvântul Domnului în Proverbe? Capitolul 6, versetul 20 și... 2, 23. Ia să vedem. 23. Că sfatul este o candelă. Acum, dacă fratele păstor ne sfătuiește, no, nu-i rău. O înghițim. Învățătura este o lumină. Ne învață să împredici slavă Domnului. Dar, zice aici, iar în demnul și mustrare. Ei, de asta nu ne place. Măi, într-o zi la biserică, a fost și ceva frate musafir și s-a predicat și la final, na, m-a apucat pe mine iară ceva și a mustrat pe o situație care era în biserică. Și au zis niște surori, frate, așa frumos a fost programul, zici, vorbeau între ele, am auzit și eu, măi, așa frumos, până când fratele a început să mustre, a stricat tot programul. Dar Biblia zice că nu-i doar sfat, nu-i doar învățătură, nu-i doar îndemn pe calea Domnului. Pe calea Domnului este și mustrare. Dumneavoastră vă place mustrare? Nu știu. Nu ziceți. Cum? Dar voi ziceți că da. Ei, vedeți? Numai lui place mustrare. Aoleu. Hai să mai dau un verset, ca să poate vă convinc să iubiți mustrarea. Nu eu, ci Duhul Domnului să ne convingă. Proverbe 2. Că zice în Proverbe 1, mă scuzați, Proverbe 1, versetul 20. Înțelepciunea strigă pe ulițe și înalță glasul în piețe și în biserică vorbește și... Zice 24. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi întind mâna și nimeni nu ia seama. Astea sunt la început așa, uite, un sfat, îți dă un sfat, îți dă o învățătură, îți dă un îndemn. Fiindcă lepădați toate sfaturile mele, și? Asta e grea. Adică poți să vii la biserică să zici, mă, iară ne-a mustrat fratele Beni. Mă, dar numai ne mustră, așa zic la mine, la biserică, așa zic despre mine. Nu mereți acolo că ăla nu mă vă mustră. Da. Nu e adevărat, da? Mă rog, fiecare
Vezi, ne întrebați pe noi, vedem într-un fel, ați văzut că dumneavoastră vedeți altcumva. Ați văzut în seara asta, nu? Și atunci când venim la biserică și ne mustrăm, mă, nu prea ne place. Dar știți ce spune Biblia? Trebuie să ajungem să ne placă mustrarea. Așa zice. Și pentru că nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde, veți fi vreo nenorocire, voi bate joc de voi, că va apuca groaza, atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Dar de ce nu va răspunde Dumnezeu? De ce nu-l vor găsi? De ce Dumnezeu nu se va lăsa găsit? Pentru că atunci când Dumnezeu a chemat prin sfat, prin învățătură, prin îndemn, prin mustrare, omul n-a răspuns. Ei, vine vremea când omul cheamă pe Dumnezeu și Dumnezeu spune, atunci când eu te-am chemat, n-ai ascultat, acum nu te ascult. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele, de aceea se vor răni cu roada omletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Doamne, păzește-ne! Dar asta ne place astăzi. Și am fost și eu destul de mult plecat prin lumea aceasta, într-o parte și în alta, de exemplu, auzeam că în Londra sunt vreo 50, din ce știam eu, ultima dată, s-au mai deschis de atunci, vreo 50 de biserici românești. Na, acum eu te întreb, dacă ești în Londra și mergi la o biserică și acolo te mustră fratele păstor, tu ce zici? Și bă, dar ce? I-am auzit asta în o dată. Dar ce bă, dar eu așa, stau eu să... Vin alții, auzi, dar ce? Dar tu stai să te mustre ăla? Vino la noi, măi, vino la noi. Mergi dincolo. Mergi și dincolo și nu-ți place. Nici o problemă că este la altă parte. Și din 50 găsești una care îți place, știi cum e aia? După inima ta. Nu așa spunea Apostolul Pavel. 2 Timotei, capitolul 4. Căci va veni vremea, oare unde o fi, departe sau e aici? Spune versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere. Vorbește fratele în biserică, el se afară. De ce? Nu mai suport. Zice, băi, nu mai suport, toată ziua numai asta aud. Nu mai suport. Da, așa este astăzi. Nu vor putea să sufere. Ce să sufere? Învățătura sănătoasă. Dar știți că suferă în învățătura falsă? Nu doar că o suferă, o iubesc și aleargă după ea. Ci vor gâdila urechile, simt ei acolo ceva în ureche, știi când simți tu acolo că te gâdlă ceva, să audă lucruri plăcute. De-aia eu vă întreb, plăcute cui? Plăcute Domnului? Nu. No. O, de-am alergat după lucrurile plăcute Domnului. Dar care-s lucrurile plăcute Domnului? Spunea mai sus, 2 Timotei 3 cu 16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dragii mei, așa este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne mustră. Ei, dar astăzi oamenii aleargă acolo unde le place lor. Și deși știu cuvântul lui Dumnezeu, deși ei cunosc exact ca și fiii prorocii de care citeam, ei cu gura lor au spus, vine Domnul să răpească. Și după ce Domnul răpește, tot ei vin și spun, auzi, dar poate că Domnul l-a aruncat pe nu știu unde. Bă, da, nu, tu ai zis că le ia Domnul, dar ce, Domnul le-a să le arunce pe nu știu ce vale? Și noi știm cuvântul Domnului, dar îl întoarcem după cum ne place nouă. S-o gândit ei, mă, hai să mergi, poate cine știe unde l-a dus. Nu a fost niciunul între ei mai cu cap să zică, băi, dar nu nouă ne-a spus Domnul că îl ia la cer. Ce să mai merem să-l întrebăm pe Elisei? Și le spune Elisei odată, mă, nu plecați. Da, păi ai cu cine să vorbești? Am stat cu unii ore întregi să le explic, mă, nu pleca din biserică. Ai cu cine? Nu. No. Ei vor gândila urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar nu-i treaba noastră despre alții. Nu-i treaba noastră să judecăm pe alții.
Treaba noastră e să facem ce scrie mai departe, dar tu fii treaz, nu dormi, fii atent. Diavolul va încerca să te înșele. Ce spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 24? Când ei întreabă, Doamne, uite, și arată Domnul Iisus tot ce era acolo, clădirile templului și templul ce frumos era, și Domnul le spune, toate astea vor fi dărâmate, nu va fi piatră pe piatră aici. Și ei întreabă, 24:3, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestea? Drept răspuns, Iisus le-a zis, și eu vă întreb, răspunsul acesta este răspuns la întrebarea lor? Aparent nu. Iată răspunsul Domnului Iisus. Primul, băgați de seamă să nu vă... Doamne, nu te-am întrebat despre asta, nu te-am întrebat când, care va fi semnul. Mă spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Este vremea când alergăm după ceea ce izbește privirea. Alergăm și vă spuneam ceea ce Domnul ne-a vorbit nouă. Biserici care cresc, se înmulțesc, s-au deschis în România astăzi biserici multe, deschise de frați tineri, unde tinerii aleargă, le place, nu-i mustră nimeni. Își pun tot felul de lumini, tot felul de instrumente, de ori, de boxe, tot felul de lucruri. Cântări cum le place lor. Asistam la o discuție recent undeva și întreba, cum e la voi? Păi la noi e așa, dar la voi cum e? Păi la noi e altcum. Și zice, păi fiecare după cum îi place. Am vrut să zic, dar n-aveam cu cine, n-am tăcut. E bine să taci uneori. Dar am vrut să zic, dar cum contează, cum îmi place mie, cum îți place ție, sau cum îi place Domnului? Dar nimeni nu mai întreabă, dar Domnul cum îi place? Nu mai întreabă nimeni astăzi. Și fiecare astăzi merge cum îi place lui. Proroci după poftele lor, învățători după poftele lor, biserici după poftele lor. Și Domnul striga de atunci, de 2000 de ani, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Mă rog ca Dumnezeu să facă acest mesaj să fie un mesaj de atenționare. Acum vă spun că am terminat, sau sunt pe finalul predicii, ceea ce aș fi vrut să vorbesc din textul care l-am citit era de la versetul 19 la versetul 22. Domnul a dat altceva, am spus ceea ce Domnul a dat. Suntem oameni atrași de ceea ce izbește privirea. Suntem oameni ușori spirituali, n-avem greutate spirituală. Asta e problema. Stăteam și mă întrebam când am văzut pe internet cum Benny Hinn în America și alții și-a luat sacoul și făcea cu sacoul așa peste o biserică întreagă și toți cădeau pe spate. Și am zis, Doamne, cum se poate așa ceva? Mă, chiar în halul ăsta. Să mai și crezi că aia e puterea Domnului. Că în Scriptură așa ceva nu găsim nici vorba așa ceva. Mai ales să cadă pe spate înaintea Domnului. Pe spate, înaintea Domnului nu se cade pe spate. Toți care au căzut înaintea Dumnezeu au căzut cu fața la pământ, nu pe spate. Pe spate e altceva și nu intru eu acolo, acum acolo. Cum ajung oamenii să fie așa de amăgiți? Și răspunsul care l-am înțeles din partea Domnului, cred, este că suntem oameni slabi. N-avem greutate spirituală. Spunea Apostolul Pavel, să nu mai fim, cum? Copii? Nu mai fiți copii. Purtați încoace și încolo de orice vânt. Dacă eu vin să îți spun, uite așa, unei surori, așa, cuiva matur, unui frate matur, auzi, îți dau o bomboană, hai cu mine. Și nici n-are rost să vorbim. Dar dacă îi dai la un copil o bomboană, e gata să urce mașină. E gata, de ce? E copil. Și uite așa ne duce diavolul de multe ori cu bomboanele lui. Nu te mai du-mă acolo, ce mergi tu acolo, Emma, te mustră. Hai că ți-arat de o altă parte unde te ia în brațe. Că tu ești curvar, ești păcătos, ești cum ești, nu contează. Te pune și la slujire dacă trebuie. Nu mai vină la noi. Și diavolul, uite așa, îți plimbă bomboana pe la naștru, nu mai poți după bomboană. Și bomboana aia te duce în iad. Dar cuvântul Domnului nu e o bomboană.
Cuvântul Domnului este hrană tare. Pentru cine? Pentru oameni maturi. Pentru oameni spirituali care înțeleg și care ajung să înțeleagă. După cum spunea apostolul, ce frumos vorbea apostolul Pavel Corintenilor, și vă las să meditați la cuvintele acestea. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, frații mei. Dacă dumneavoastră veniți de la servici după o zi întreagă de muncă în construcție sau nu știu unde ai muncit, matale, și vii de la servici acasă și ți-e foame, ești rupt de foame, ai mâncat tu ceva semici acolo, dar știi că mâncarea bună e când vii acasă și soția te așteaptă cu o mâncare bună acasă. Și când vii acasă, soția spune, dragă, am pentru tine un pahar cu lapte. Ce zici? Te satură? Sper că nu faceți careva așa ceva, ferească Domnul. Nu? Dar aștept să mănânci o mâncare sănătoasă. Dar apostolul zice, eu v-am dat lapte că nu puteați să mâncați mâncare tare. Nu cu bucate, dar că și nu le puteați suferi. Care sunt bucatele tare? Numai acum citeam 1-2 Timotei 4 cu 3, nu? Nu vor putea să sufere ce? Învățătura sănătoasă. Iată bucatele tare. Vedeți că și aici zice, nu le puteați suferi? Și din coace zice că nu le pot suferi. Aceeași, vorba de același lucru. Învățătura sănătoasă, bucatele tare, sunt de nesuferit astăzi. Eu când mă duc cu copiii mei în oraș, de exemplu, și uneori și când nu mă dă de acasă, îmi zic, tati, Daniel, lasă, ne luăm niște chipsuri. Mai bucuria lor să mănânce chipsuri. Eu nu pot să înțeleg. Mai pun și de acolo, dar... Ca vorbeam de lapte. Vii acasă după o zi de muncă, soția îți dă o pungă cu chipsuri. Da, mănâncă. Am zis, satură. Dar copiii sunt fascinați de chipsurile alea. Eu nu înțeleg. Dar și eu am fost când am fost mic. Dar când m-am făcut o mare... Mănânci, uite, una, două, trei, dar te doare burta, nu știi că nu-s bune, nu? Dar știi care e problema? Mama acasă a petrecut vreo două ore, a curățat ceapă, a curățat morcov, cartofi, a făcut o ciorbă bună, mâncare, felul 1, felul 2. Și dacă îi pui la masă și le pui felul 1, felul 2 și punga cu chipsuri, pe care o aleg? Deci, normal! Deci că-s copii, dar un om matur care alege? Un om matur nu așa face, vând la chipsuri, și rămâne la mâncarea sănătoasă, nu? Mâncarea care îi dă putere, nu? Dar nouă, de ce ne plac chipsurile spirituale? Acolo unde nu prea ne plac bisericile alea, măi, prea mult ne pune pe genunchi, mă. Măi, păstorul ăla, toată ziua nu pe genunchi ne pune. Nu știu dacă vedeți pantalonii mei, că mi-a spus și mie, opriți-i careva sunt în telefon, mi-a spus și mie, frate, prea mult pe genunchi ne rugăm. Prea am toată ziua pe genunchi, mai blasă ne rugăm, în picioare ne rugăm, pe scaun dacă se poate. Închei și vă spun, am fost în Africa recent, m-am întors de câteva săptămâni, a fost o biserică și acolo s-au apucat, biserica africană, mă rog, cum e la ei, cum, și nu-i bine cum e la ei, au început, i-au dansat, erau și săraci, n-aveau un singur bec acolo, slab lumina, era un praf în biserică după dansul lor, nu mai știa ce respira acolo. La cântare, bucuroși, bătăi din palme, dans, dă pe tobe, dă de acolo pe tobe. La rugăciune, ai zis, mă, dacă tot ori cânta și s-o bucura, acum s-o și ruga așa. Da, de unde? Pe scaun, liniștiți, pe scaun, domnule. De ce să ne ridicăm noi în picioare? Dar la cântare, domnule, am dansat bine. Chipsuri. Mă, că chipsurile au euri și eurile fac cancer și cancerul duce moarte. Să nu mai alergăm după lucruri ieftine. Vă amintiți ce spunea apostolul Petru? Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozenii și va stărui în ea. Trebuie să învățăm cuvântul Dumnezeu. Și va stărui în ea. Acela va avea biruință. Acela va fi fericit. Acela va găsi comoara. Altfel rămâne la chipsuri. Cu cât o fântână e mai adâncă, cu cât o fântână este mai în adânc, apa e cum e? Mai rece, mai limpede, mai curată. Dar dacă ai săpat și la 2 metri, ai dat de apă. Că îți vine să bei de acolo. Hai, toată apa care curge, acolo merge. Intră în pământ, de acolo bei.
Dar ai de la 100 de metri numai așa. Că acolo e păzită în niște straturi unde nu poate trece și bei apă limpede, curată, mai bun decât toate aparatele din lumea asta. Dragii mei, Dumnezeu cred că a vrut să ne atragă atenția asupra acestor lucruri. Atenție la daruri. Atenție la proroci. Atenție să nu fie doar vas, să nu fie doar darul, să fie și vasul. Atenție când Dumnezeu ne vorbește, cum a vorbit acestor tinerei. Și tare repede au întors cuvântul Domnului. S-au dezis de el și au zis, i-a spus, lasă-ne să mergem să-l căutăm. Atenție la ce au făcut cu Ieremia. N-am mai citit că de la timpul s-a dus și am și trecut. Atenție. Domnule, frate Ieremia, noi ascultăm că e bine, că e rău, noi ne supunem. Și când le-a spus Ieremia cuvântul Domnului, uitați în asta casă mai departe ce au zis. După ce le spune Ieremia clar, să rămână acolo, ei vin și spun, nu, Dumnezeu ți-a vorbit. Asta e culmea. După ce vedem semnele, minunile, dovezile Domnului, știm cuvântul Lui, l-am auzit cu urechile și totuși ne întoarcem și alergăm după alte izvoare. Asta e șocul, asta e mirarea. Cunoaștem cuvântul Domnului, dar ne place să bem din alte izvoare. În această seară, cred că Dumnezeu a vrut să vă trag un semnal de alarmă. N-am avut nici 1% în minte mesajul acesta, să vă spun. Dar dacă Dumnezeu așa l-a dat, l-am spus, să ne întoarcem la Domnul, să fim atenți de unde ne adăpăm. Atenție de pe internet ce vă adăpați. Închideți internetul, închideți și astea, închideți-le toate și adăpați-vă din singurul izvor curat. Nu mai stați pe internet, nu vă mai uitați la predici pe internet. Au trăit frații noștri 100 de ani, 80 de ani pocăința fără YouTube. Azi nu mai merge pocăința fără YouTube. Observați? Dacă n-ascultă două predici în fiecare zi, mă, de-ar fi mai pocăit. Dar suntem mai pocăiți sau mai nepocăiți? Ce părere aveți dumneavoastră față de părinții noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri, acum 80 de ani, că ei n-aveau YouTube-ul nici internetul. Suntem mai pocăiți sau mai nepocăiți ca ei? Să recunoaștem că nu suntem mai pocăiți. Și n-au avut nici predicator de renume, dar au avut cuvântul lui Dumnezeu, l-au avut pe Duhul Sfânt și au avut genunchii ăștia tociți și podelele tocite. Și s-au rugat și Dumnezeu a fost cu ei. Fie Dumnezeu și cu noi în continuare. Și El nu ne va lăsa. Dar să ne ținem tari de El, să nu cumva să fim amăgiți. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Amin.